Revenim puțin în actualitatea internă a Republicii Moldova. De curând a avut loc un atac extrem de serios asupra unor bănci importante din sistemul bancar. Știu că autoritățile au reușit în cele din urmă să repună în drepturi proprietarii acțiunilor care fuseseră furate. Cine sunt vinovații? I-ați identificat ce instituții sunt vinovate și cine va plăti? Deci eu o să fiu, ca de obicei, sincer. Proprietarii nu au fost deocamdată repuși în drepturi. Însă, ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul lunii, începând cu sfârșitul lunii iulie și parcursul lunii august, nu a fost un atac asupra unor bănci. A fost un atac împotriva Republicii Moldova, deoarece obiectivul a fost unul de destabilizare economică și politică. Am fost implicat personal în administrarea acestui caz. Este foarte mult de vorbit la acest capitol. Am tras învățăminte în urma acestei situații. În rezultat, prin angajarea răspunderii guvernului, am oferit instrumentare suficiente instituțiilor statului pentru a reacționa prompt, dar și pentru prevenție. Mai mult decât atât, am dispus inițierea și a fost inițiat un proces amplu de modificare a legislației. În acest sens, Polonia ne oferă sprijin direct prin transferul de cunoștințe și de experiență în general în acest sens. Zilele următoare urmează să finalizăm procesul în primul caz care vizează investitorii sloveni și olandezi în banca comercială Moldagroind Bank, deci transmiterea acțiunilor către deținătorii legali. La capitolul responsabil. Sigur, nu o să reușesc, acum să vorbesc foarte multe date care ține de secretul anchetei, însă sunt cunoscuți organizatorii și din punctul meu de vedere și din analiza pe care o am eu la dispoziție, sunt și instituțiile care se fac responsabile pentru că nu au prevenit și nu au reacționat prompt și legal în situațiile respective. Aceste instituții nu au subordonare guvernamentală, sunt sub control direct parlamentar, de aceea, prin intermediul colegilor din grupul parlamentar al Partidului Liberal Democrat, pe care am marea onoare să-l conduc, am inițiat audieri parlamentare în primă instanță în comisiile sesizate în fond. În una din primele ședințele Parlamentului vom avea audieri parlamentare în Parlament. În urma acestor audieri vom lua și decizii. Acum, ca să știți obiectivul meu în această situație, odată, desigur, vizează repunerea celor deposedați în drepturile lor legale, doi, care are aceeași importanță, sancționarea pe măsură a celor care nu și-au făcut meseria, și trei, care la fel este important, ajustarea legislației în continuare pentru ca asemenea situație să nu se mai întâmple în Republica Moldova. Au existat voci care au vorbit despre posibilă implicarea lui Plahotniuc în acest atac asupra băncilor. Aveți date din ancheta aflată în curs de desfășurare care să ducă către el? Pot să vă spun la ora actuală doar atât că nu am dreptul să ofer date despre mersul anchetei. Însă, numele de familie, apartenența la un partid sau altul nu va conta atunci când vom lua decizii. Toți cei care au fost implicați vor fi trași la răspundere. Și aici vreau să vă spun că nu mai contează noțiuni din astea foarte generale și foarte speculative despre alianță, despre pericole imaginare și așa mai departe în cazul în care va fi sancționat unul sau altul. Eu cred că sarcina oricărei guvernări responsabile este ca să asigure legalitatea în țară. În caz contrar, nu are sens.